Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Miluiește! Pentru sfântă biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa, Domnului să ne rugăm. Pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan, pentru cinstita preoțime și ceantru Hristos de aconime și pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni și pentru armata cea iubitoare de Hristos, Domnului să ne rugăm. Pentru robii lui Dumnezeu, Andrei și Cristina Gabriela, pe care acum se logodesc unul cu altul, pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să se dea lor fii spre moștenirea neamului și toate cerele cele către mântuire, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să li se trimită lor dragoste desăvârșită, pașnică și ajutor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Cel ce ai binecuvântat pe Isaac, pe Rebeca și i-ai ajutat pe ei moștenitor făgăduinței tale, însuți binecuvintează pe robite aceștia Andrei și Cristina Gabriela, povățuind pe dânsii spre totul cu cel bun, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se robădește robul lui Dumnezeu Andrei, cu roaba lui Dumnezeu Cristina Gabriela, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se rogodește robul lui Dumnezeu Andrei, cu roaba lui Dumnezeu Cristina Gabriela, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se rogodește robul lui Dumnezeu Andrei, cu roaba lui Dumnezeu Cristina Gabriela, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Se logodește roaba lui Dumnezeu Cristina Gabriela, cu robul lui Dumnezeu Andrei, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se logodește roaba lui Dumnezeu Cristina Gabriela, cu robul lui Dumnezeu Andrei, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se logodește roaba lui Dumnezeu Cristina Gabriela, robul lui Dumnezeu Andrei, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Dumnezeul nostru, care împreună cu sluga Patriarhului Avram ai călătorit în Mesopotamia, trimite să logodească femeia stăpânului său Isaac, și prin mijlocirea scoaterii de apă îi descoperi să logodească pe Rebeca, însuți binecuvintează logona robilor te acestora, Andrei și Cristina Gabriela. Amin. Și întărește cuvântul ce și-au dat, unește pe ei în sfânta unire, cea de la tine, că tu din început ai zidit parte bărbătească și femească și de la tine să însoțești bărbat femeie spre ajutor, spre denuirea neamului omenesc, însuți dar stăpâne Dumnezeul nostru, cel ce ai trimis adevărul peste moștenirea ta și făgăduința ta peste robii tăi, părinții noștri, cei ai aleși, ai tăi din neam în neam, caută-ți pe robul tău Andrei și spre roaba ta Cristina Gabriela.
și întărește logodna lor în credință, în înțelegere, în adevăr și în dragoste. Că Tu, Doamne, arăta să se dea logodire, să se întărească toate prin El, s-a dat lui Iosif stăpânirea în Egipt, prin El s-a preamărit Daniel în țara Babilonului, prin El s-a arătat adevărul Tamarii, prin El, Părintele nostru cel Ceresc, s-a îndurat spre Fiul cel Risipitor când a zis, dați inel în dreapta Lui și junghim vițel cel gras în mâncând să ne veselim. Această dreapta Ta, Doamne, a întrarmat pe Moise Marea Roșie, căci prin cuvântul Tău cel adevărat cerurile s-au întărit și pământul s-a întemeiat. Și dreapta robilor Tăi să se binecuvinteze cu cuvântul Tău cel puternic și cu brațul Tău cel înalt, însuți, dar și acum, Stăpâne, binecuvintează această punere a inelor cu binecuvântare cerească. Amin. Și Îngerul Domnului să meargă înaintea lor în toate zilele vieții lor, că Tu ești Cel ce binecuvintești, sfințești toate câte sunt și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Slavă Tu cei de sus, Lui Dumnezeu, și pe pământ, pace, pace între oameni în bunăvoire. Doamne, Dumnezeu, nu se vedeți că ești vrea noastră, va veste lauda Ta. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte că de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Este cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, Dumnezeu de cel prea curat și ziditor de toată făptura, care din iubirea Ta de oameni ai prefăcut coasta strămoșului Adam în femeie și ai binecuvântat pe dânsii și ai zis, crește și vă mulțiți și stăpâniți pământul. Și pe amândoi a arătat un trup prin însoțire, căci pentru aceasta va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup, și pe care Dumnezeu i-a unit omul să nu-i despartă. Cel ce ai binecuvântat pe robul tău Avram și ai deschis pântecele Sarei și l-ai făcut tata multe neamuri. Cel ce ai dorit pe Isaac Rebeche și ai binecuvântat nașterea ei, care a însoțit pe Iacob cu Rahila și din tot seara ta 12 patriarhi. Cel ce a însoțit pe Iosif cu Asineta și lor prunci pe Efrem și pe Manase, care ai primit pe Zaharia și pe Elisabeta și le-ai dat lor prunci pe înainte mergătorul. Cel ce din rădăcina lui Iesei după trup ai prescut pe polurile Fecioara și din tâsă te-ai întrupat și te-ai născut spre mântuirea neamului omenesc. Care pentru negritul tău dar și multa bunătate ai venit în Cana Galilei și nunta care era acolo ai binecuvântat-o, ca să arăți că din voia ta se face însoțirea cea după lege și nașterea de prunci din trânsa. Însuți, prea sfinte,
Stăpâne, primește rugăciunea noastră a robilor Tăi și precum acolo și aici, fiind de față cu ajutorul Tău cel nevăzut, binecuvintează nunta aceasta. Amin. Și dă robilor Tăi acestor Andrei și Cristina Gabriela viață pașnică, lungime de zile, înțelepciune, dragoste unuia către altul într-o legătură păcii, dar de prunci, seminție cu viață îndelungată, cu nuna cea nevestejită a măririi. Învrednicește pe dânsi și aș vedea pe fiii fiilor lor. Păzește viața lor fără bântuială și de dorul din roua cerului de sus din belșugul pământului. Umple casele lor de grâu, de vin, de unde lemn și de toată bunătatea, ca să dea și celor lipsiți. Și dăruiește și celor ce sunt împreună cu dânsi și toate cerurile cele pentru mântuire. Că Dumnezeu milostiv și îndurat și de oameni iubitori ești, și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău, Duh. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul nostru, Sfințitorul nunții celei tainice și prea curate, și legiuitorul nunții celei trupești, păzitorul nestricăciunii și chivernisitorul cel bun a celor de trebuință vieții. Însuți, Stăpâne, cel ce din început ai zidit pe om și l-ai pus pe dânsul ca pe un stăpân al făpturii și ai zis, să-i facem lui ajutor din trânsul și lunduna din coastele lui, ai zidit femeie, pe care văzându-o Adam a zis, iată acum os din oasele mele și trup din trupul meu. Aceasta se va numi femeie, căci din bărbatul său s-a luat ea. Pentru aceasta va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup. Și pe care Dumnezeu i-a unit, omul să nu-i despartă. Și acum, Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, trimite harul Tău cel ceresc peste robii Tăi aceștia, Andrei și Cristina Gabriela, și dă robii Tale acestea să se plece în toate bărbatului său, și robului Tău acestuia să fie cap femeii ca să viețuiască după voia Ta. Binecuvintează-i pe dânsii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Avram și pe Sara, pe Isaac și pe Rebeca, pe Iacob și pe toți patriarhii. Binecuvintează-i pe dânsii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Iosif și pe Asineta, pe Moise și pe Semfora, pe Ioachim și pe Ana. Binecuvintează-i pe dânsii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Zaharia și pe Elisabeta. Și a Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se cunună robului Dumnezeu Andrei, cu roaba lui Dumnezeu Cristina Gabriela, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună robul lui Dumnezeu Andrei, cu roaba lui Dumnezeu Cristina Gabriela, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună robul lui Dumnezeu Andrei, cu roaba lui Dumnezeu Cristina Gabriela, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună roaba lui Dumnezeu Cristina Gabriela, cu robul lui Dumnezeu Andrei, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună roaba lui Dumnezeu Cristina Gabriela, cu robul lui Dumnezeu Andrei, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se cunună roaba lui Dumnezeu Cristina Gabriela, cu robul lui Dumnezeu Andrei, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Doamne Dumnezeul nostru, cu mărire și cu cinste, în culoare
aminte, pace tuturor. Și Duhului Tău, cu sare pe capetelor, cu unde piele spun pe viață, cerut de la Tine și le-ai dat lor înțelepciune. Și sfârșindu-se vinul, a zis mama lui Iisus către dânsul, nu mai ia vin. Iar Iisus i-a răspuns, ce ne privește pe mine și pe tine, femeie, ceasul meu n-a venit încă. Mama lui a zis celor ce slujeau, faceți ceea ce vă spune. Și erau acolo 6 vase de apă făcute din piatră puse pentru curățirea iudeilor și care luau câte 2 sau 3 vedre. Iisus le-a poruncit umpleți vasele cu apă și le-a umplut până sus. Apoi le-a zis, scoate și aduceți nunului. Și ei au adus. Și când nunul a gustat apa care se făcuse vin și nu știa de unde este, dar slujitorii care scoseseră apa știau, a strigat nunul pe mire și a spus, orice om pune întâi vinul cel bun și când a avut bine, pune pe cel mai slab,
dar Tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galilei și și-a arătat slava Sa. Și au crezut într-însul ucenicii Săi. Slavă Ție, Doamne, slavă Ție! Să zicem toți din tot sufletul, încă ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți drămăritorii creștini, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești, și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Ziua toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, la Domnul să cerem. Doamne! Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor sufletelor și trupurilor noastre, la Domnul să cere. Și ne învrenicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm a Te chema pe Tine, Dumnezeul Cel Ceresc, Tată, și a zice... Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră, cea de-a pururea, dă-ne o nouă astăzi și ne ia. Și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Gata este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. La Domnului să ne rugăm. Amin. Dumnezeul Cel ce toate le-a făcut cu puterea Ta și ai zidit lumea și ai înfrumusețat cu luna tuturor celor făcute de Tine și acest pahar de obște pe care l-ai dat celor ce se însoțesc prin unirea nunții, binecuvintează-l cu binecuvântare duhovnicească. Amin. Că s-a binecuvântat în numele Tău și s-a prea slăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Yeah.
ale noastre. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, lauda apostolilor și bucuria mucenicilor, a cărora propovăduire este de inia cea de voință. Mărit să fii, mire, ca Avram, binecuvântat să fii ca Isaac, să te mulțești ca Iacov, umblând în pace și lucrând în dreptate poruncile lui Dumnezeu. Vă ridicați-vă, se nu Sfântei Colegi, ridicați-vă, și Andrei, și vă dreptate, și vă să vă trăiască, fiul Doamne, ajută. Vă retrați la locul dumneavoastră, din imediața cu nașa. Și tu, mireasă, mărită să fii ca Sara, să te veselești ca Rebeca, să te înmulțești ca Rahela, veselindu-te cu bărbatul tău și păzind rânduielile legii, ca așa binevoit Dumnezeu. Face Sfânta Cruce, să arătați Sfânta Evanghelie și Sfânta Cruce. Și comunie. Și mâna. Domnului să ne rugăm. Iată, fiilor duhovnicești, prin punerea mâinilor pe Sfânta Evanghelie și pe Sfânta Cruce, ați săvârșit jurământ înaintea Sfântului Altar că veți păzi legătura dragostei și a unirii între voi până la mormânt, curată, neîntreruptă, dreaptă și cinstită, și că nu vă veți abate de la datoriile voastre niciunul, nici altul. Urmând ce este plăcut lui Dumnezeu și oamenilor. Amin. Robilor tăi, Andrei și Cristina, Gabriela, care astăzi s-au însoțit unul cu altul prin taina nunții, dă-le, Doamne, sănătate, mântuire, pace și întru toate bună sporire și îi păzește întru mulți ani. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Nașilor Gheorghe și Ana, dă-le, Doamne, sănătate, zile îndelungate, mântuire, pace și întru toate bună sporire și îi păzește întru mulți ani, mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască! Și tuturor acelor care au participat la această sfântă și dumnezească taină, cu toți cei dragi ai casei lor, dă-le, Doamne, sănătate, viață îndelungată, bună sporire în toate. Și păzește pe dânsii întru mulți și binecuvântați ani, mulți ani trăiască. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Preacucernici părinți, iubiți miri, Andrei și Cristina Gabriela, cinstiți untași, momentul cel mai înălțător, cel mai emoționant, cel mai sărbătoresc, este, de fapt, cel al însoțirii bărbatului cu femeia, pe care voi, iubiți miri, îi parcurgeți astăzi prin taina Sfintei Cununii
Și desigur că acest moment pe care voi astăzi îl petreceți în viața voastră va rămâne unic. Va rămâne de acum încolo neșters în inimile voastre, pentru că v-ați unit mâinile, v-ați unit inimile spre a vă contopi ființa și spre a participa la marea bucurie care o reprezintă familia creștină. Desigur că însoțirea bărbatului cu femeia, adică însoțirea ta, Andrei, cu Gabriela, nu este de azi pe mâine. Nu trebuie înțeles într-un mod greșit, așa cum deseori se practică în societatea în care trăim cu toții. Mulți se căsătoresc și a doua zi se despart. Adică a doua zi însemnând peste câteva luni, peste un an, doi sau trei. Este un lucru neferesc. În această societate secularizată în care trăim cu toții, pare a fi feresc. Dar noi considerăm că este un lucru neferesc. Și dacă este un lucru neferesc, înseamnă că însoțirea voastră nu este de azi pe mâine, ci este până la mormânt și chiar dincolo de marginile lui. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că iubirea voastră contopită de 8 ani de zile, pentru că v-ați cunoscut de 8 ani de zile și vă cunosc foarte bine și vă știu dragostea unuia fără față de celălalt. Iubirea voastră este cea care v-a dus astăzi aici înaintea Sfântului Altar. Și nu întâmplător această iubire are și rolul de a forma din voi doi de azi încolo un singur trup. Din doi, unu. Și ca să mă fac mai explicit, așa cum spunea și Părintele Teofil Părian, dacă Dumnezeu Cel care a creat pe om i-a dăruit trup și acest trup al nostru are doi ochi și un singură vedere, are două urechi și un singur auz, două nări și un singur miros, două mâini și o singură lucrare, două picioare și un singur mers, așa și voi doi astăzi, de azi încolo, sunteți uniți unul față de celălalt. Pentru că voi doi trebuie să conlucrați pe drumul vieții voastre într-o singură lucrare. Să dați dovadă de multă înțelepciune și ceea ce veți face de acum încolo, decizia trebuie să vă aparțină amândurora. Că ceea ce veți face astăzi vă va fi de folos mâine. Pentru familia pe care voi astăzi ați întemeiat-o și pe care familia voastră astăzi Dumnezeu a binecuvântat. Și nu uitați că fericirea voastră, fericirea voastră nu își va avea izvorul în ranguri sau bogății sau lucruri materiale pe care le descoperi în societatea în care trăiești. Aici, în țară sau în străinătate, unde vă aflați voi, fericirea voastră își va avea izvorul cu adevărat într-o inimă curată. Acolo de unde izvorăște curățenia morală și a faptelor bune și a virtuților alese pe care voi doi, cu siguranță, consider că le aveți. Așadar, iubiții mei, cinstiți miri, Andrei și Cristina Gabriela, dragostea, așa cum spuneam mai devreme, este cea care v-a adus aici înaintea Sfântului Altar. Tot dragostea voastră de acum 8 ani de zile, de ea trebuie să vă călăuziți, ca dragostea voastră să vă sporească pe tot drumul vieții voastre, ca să trăiți uniți în cugete și în simțiri, să trăiți uniți unul alături de celălalt. De aceea, iubiții mei, să vă călăuziți mereu de această dragoste. Căci dragostea, și știu foarte bine și naște aici de față, este cea care vă va arăta la momentul respectiv, atunci când bărbatul trebuie să asculte de femeie și, desigur, femeia trebuie să asculte de bărbat, fără ca niciunul dintre voi să se simtă umilit sau jignit în vreun fel sau altul. Pentru că căsătoria are un întreg scop.
Scopul căsătoriei este de înmulțirea neamului omenesc, de creșterea copiilor și de ajutor reciproc. Și cât de frumos este ca în familia pe care voi astăzi ați întemeiat-o, ca într-un timp cât mai scurt, Bunul Dumnezeu să vă dorească copiii. Copii pe care trebuie să vi creșteți cu dragoste și cu frică și cu credință în Dumnezeu. Și de aceea, ca să-i creșteți cu dragoste și frică de Dumnezeu, trebuie să-L aveți în mijlocul vostru mereu pe Hristos. Hristos trebuie să fie temelia familiei creștine. Andrei și Cristina, Gabriela, trebuie să spuneți amândoi mereu, Hristos este în mijlocul nostru. Eu cu aceste gânduri îl rog pe Bunul Dumnezeu ca să vă dorească copii buni, sănătoși, să aveți parte de bucurie, pace și sănătate, să-i respectați pe părinții voștri dragi. Părinții voștri dragi care v-au născut și care v-au crescut, care au suferit alături de voi, care au fost mereu alături de voi, nu numai la bine, ci mai ales la greu. Să fiți alături și de părinții voștri spirituali, naștii care sunt aici de față. Să fiți alături de părinții voștri duhovnicești. Și nu uitați și pe părinții voștri, Părintele Ceresc și Maica Biserică, căci după spusele părintelui duhovnicesc Daniel Sihastru din vremea lui Ștefan cel Mare, spunea că creștinul cu adevărat are 4 categorii de părinți. Părinții care v-am înșirat mai devreme, trupești, duhovnicești, părinții spirituali, nașii de botez și de cununie și Părintele Ceresc. De aceștia să ascultați acum încolo și să aveți parte de ani frumoși și luminați și binecuvântați la Bunul Dumnezeu, spre slava, spre Preasfintei Treimi, spre a noastră mântuire, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.